Săptămâna aceasta s-a înregistrat cea mai mare producție de energie din surse regenerabile din istoria României, peste 2000 de MW provenind din sursele eolian, solar și biomasă. Raportând la producția totală de circa 7.000 de MW putere orară, energia verde a asigurat aproape o treime din total. Cel mai mare aport l-a avut eolianul cu o medie zilnică de aproape 1.900 de MW, după care solarul cu puțin peste 100 de MW. Biomasa a avut o producție constantă de 34 de MW. Potrivit datelor Transelectrica, marți la ora 16, energia eoliană era principala sursă de producție la nivel național cu 27% din total. Urma energia termo pe bază de cărbune, energia energia nucleară, hidro și cea pe bază de hidrocarburi. În mod normal, o cantitate atât de mare de energie ar fi produs probleme în sistemul energetic național, pentru că energia din surse regenerabile este prin lege preluată cu prioritate în sistem spre deosebire de surse ca hidro și cărbune. Aceasta face ca dispeceratul energetic național să oprească anumite capacități ale producătorilor hidro și pe cărbune când producția de energie verde este mare, iar cererea mică. Totuși, așa cum spune directorul dispeceratului, producția mare de energie din surse regenerabile s-a suprapus cu o cerere mare de curent la export. Astfel, exporturile de energie au oscilat între 600 și 1000 de MW, principalul vânzător fiind Hidroelectrica, producătoarea celui mai ieftin curent din România. De altfel, Hidroelectrica a avut în cursul zilei de ieri o cotă relativ mică în totalul producției de energie, circa 15%, de unde producătorul de energie are în mod normal 25-30%. Întâmplarea a făcut ca Hidroelectrica să aibă livrări mai la export. Un grup de 400 de MW al centralei Petrom de la Braz este oprit, așa că situația din sistemul energetic național s-a rezolvat fără să facem intervenții majore în piață. Cele mai mari exporturi au fost către unguri, peste 500 de MW, către sârbi, aproape 500 de MW și către ucrainieni, puțin peste 200 de MW. La Bulgaria am vândut de aproape 200 de MW, dar am și importat 400 de MW de la centrala nucleară Cozlodui. În România există capacități instalate eoliene de circa 2800 de MW și aproape 200 de MW în solar. Cele mai multe ferme eoliene sunt amplasate în Dobroge. Așa cum vă spuneam într-o emisiune anterioară, dacă vă uitați pe factura de curent electric, regăsiți costul cu certificatele verzi pentru că producția de energie din surse regenerabile este subvenționată de toți consumatorii români prin sistemul acestor certificate. Ponderea certificatelor verzi în factura la curent pentru o gospodărie este de circa 5%. Eolianul primește un certificat verde pentru fiecare megawatt oră livrat în rețea, iar solarul două certificate verzi. Prețul unui certificat verde este de circa 50 de euro. Cu cât mai multă energie verde intră în sistem, cu atât facturile plătite de români sunt mai mari. Sunt Silviu Calotă și nu știu dacă mișcarea elicelor generează vântul de prin buzunare sau vântul de prin portofel angrenează eolienele.